Deputatul Cezar Preda susține că Târgul Drăgaica și Centrul Istoric Municipal ar fi făcut cunoscut Buzăul în întreaga țară dacă ar fi fost gestionate corect. Preda susține că acum brandul Drăgaica este ratat, însă ar putea fi resuscitat prin promovarea produselor locale în locul tarabelor cu produse aduse din bazar. Vă știți care sunt cele mai mari branduri ale acestui oraș pe care noi le-am ratat total? Bine spun eu. Drăgaica? Măi, oameni buni, Drăgaica este o tradiție și un brand de sute de ani, care la ora asta, la modul nostru de a înțelege și de a avea capacitatea să gestionăm un eveniment de brand, poate să aducă nu numai șeful statului aici, poate să aducă oameni din toată țara și din alte țări, știind că două săptămâni la Buzău este cel mai mare festival al Drăgaicei care există în iunie undeva. Cu corturi de alea mare, ați văzut că la Brașov ați uitat la Oktoberfest cum a făcut Brașov, dar noi de ce nu facem, mă? Iunie fest, cu berea Ursus, cu cărnații de pleșcoi, cu micii, nu altceva, gogoșile alea mari, atât și comedii. Nu mut chiloții din bazar două săptămâni și cu șosetele îi mut în Drăgaică și pe urmă îi mut înapoi. Ăsta e brand de țară. Cu corturi unde ai pânsticlă, le spuneam, să faci pânsticlă în capătul lui, unde-s numai mese și cu formații care cântă, modul cum se tranșează oaia, cum se fac cărnații, cum se... Astea sunt lucruri care... Nici centrul istoric cu strada cu zavodă și piața teatrului nu sunt pe gustul deputatului. Preda este de părere că municipalitatea ar fi putut, cu bani puțini, să renoveze și să păstreze istoricul zonei prin folosirea produselor locale, cum ar fi piatra de năieni. Și al doilea vă spun că s-a făcut cu zavod, dragii mei, dragii mei. Asta, asta arată lipsa nu de responsabilitate, ci pur și simplu de înțelegerea fenomenului. Cu zavodă, așa scurtă cum e ea, este ceea ce avea Buzău în istoria sa. Cât a mai rămas, restul ne-a nenorocit tot orașul. Trebuiau aduși, în primul rând, responsabili de la Năieni, sculptorii care au făcut tabăra de sculptură, și spui de la capătul ăsta, de la Dacia, până la bazar, toate frontoanele clădirilor, tot ce înseamnă mi le faceți cu frontoane cu piatră de Năieni. Sculptorii faceți cei mai reprezentativi pe, în piața teatrului și sculptură, cloșca cu puii de aur în piatră de măgura și cu asta. Cu fântână arteziană, cu piatră de măgura pusă pe jos, cu estradă unde cântă cei de la Liceul de Artă. Era de două ori mai ieftin, ce vă spun eu. Peste toate acestea, Cezar Preda consideră că o prioritate pentru municipiul Buzău este asfaltarea corespunzătoare a străzilor.